Salutare, salutare și bine v-am găsit din nou la un nou vlog. Te salut, Bebe. Salut, Narcis. Din nou cu fratele meu, Bebe, la muncă. Doamne, facem ajută. O cursă specială astăzi. De obicei nu se conduce în echipaj la Elfline, dar astăzi avem o cursă specială. Cu plecarea din Plauen. Am plecat de ceva timp, este ora 3 și jumătate dimineața. Ne ducem la Audi la Heilbronn. Da, Heilbronn, nu? Se numește. Heilbronn, da. Sună cunoscut? Da, 5 ani am stat în el. Orașul Bebe, mișto orașul? Foarte frumos, da. N-a fost niciodată premiera. Foarte azi. Frumos. Și după de acolo mergem la un service auto în Ulm, trebuie să ridicăm un pachet, un colet, după care ne întoarcem la Plauen. Avem vreo 300 și un pic de kilometri până la Heilbronn, 4 ore și un pic de mers. 330. Da, și tocmai de asta mergem în echipaj și merge Bebe cu mine. Ia zi, Bebe, ce ai făcut de că nu te-am mai văzut de vreo 2-3 săptămâni, nici nu mai știu exact. Păi am făcut BMW o săptămână. Au, ai fost la BMW, da? Da, da, o săptămână am făcut BMW. Mișto turul, frumos? Da, chiar mă obișnuise, îmi plăcea, începuse să-mi placă. Și, din păcate, o săptămână am făcut Tesla. Turul de l-am făcut eu, am de zile cu Ilie, da. Da. Și acolo? Am început să mă obișnuiesc și aici. Deja a început să-mi placă. E ok, da. Ce da. E mai lung, da, în comparație cu alte curse, dar da. Mai lung, dar în zi în zi am scos timp mai puțin. Da, da, bineînțeles. Am început să le învăț, să învăț turul acum. Foarte bine, bravo, frate. Da. Început. Lasă să... că de luna viitoare, din octombrie, încep două curse noi și am înțeles că ne bagă și pe noi. Nu știu exact ce curse, dar vedem din octombrie. Da, ne bagă sigur pe noi. Pe așa am înțeles. Da. Eu cu Ilie, tu și încă 2 sau 3 băieți români care deja ai angajat firma Elfline, uh-huh. Pentru că au venit pentru cursele alea pentru BMW, care ar fi trebuit să înceapă în octombrie, dar s-au amânat până în martie 2025. Uh-huh. Pe ei, pe băieți, au apucat să-i angajeze, cum ai făcut și tu, și atunci Elfline a fost nevoită firma să le găsească ceva de muncă. Și au luat niște curse de la Helsdorf, de la colegii noștri și le facem noi până una alta. Iar din martie se aude că încep cursele de BMW și atunci vor avea nevoie de mai mulți șoferi în Plauen aici. Deocamdată nu se mai fac angajări în Plauen, toată lumea mă sună și vrea să vină la Plauen, mulți vor să vină cu familiile. Din păcate, frate, nu se mai face niciun fel de angajare la Plauen, nu e niciun loc disponibil. Avem și înălțime, ești ajutor. Gata, băgăm în parcare să ne schimbăm. Mai avem 20 de minute până la firmă, dar nu mi-ajunge timpul de condus și trece Bebe la volan. Ia uite ce parcare, frate, oare avem loc aici? Da, singur suntem în parcare. Hai să schimbăm cardurile, frățioare. Pe pauză, scop al meu. Bun. Schimbăm carturile repede și mergem mai departe. Nu facem pauză, că nu se face pauză în echipaj. Pentru cei care nu știu, nu se face pauză. Da, tu dacă stai acolo în dreapta, aici ești pe pătrat în tacograf, adică la dispoziție, e ca și pauză. Te odinești, poți să faci ce vrei acolo, să dormi, să mănânci, să bei. Și tocmai de aia trebuie să faci pauză.
luminat stratele și soarele pe aici. La Heilbronn. În Mannheim am lucrat în 2013, la Mușic, câteva luni. A fost pe acolo, dar... Mare, mișto, da, da, da. Ia uite ce peste mine, ștau deja. Da, da, da. S-a la toate. Îți dai seama. Ieșirea asta e a noastră, nu? Da. A noastră ieșire. Suntem aici la Beben Cartier. Exact. Dacă el a locuit aici, câți ani ai locuit? Păi, din 2018 până acum 2 luni. 6 ani de zile. Da, da. Ia-o, frate, zonă frumoasă în orice caz asta aici. Da. Zona bogată. Ai venit la Plauen. Da. Ce să-ți fac, frate? O văd. Acolo, acolo noi avem, da, parasolar electric aici la noi. Da. Ceea ce face în dreapta, dreapta 180 da. De metri. Ne lăsăm cu dreapta. Uite, aici am venit la Mercedes să-mi iau un Mercedes. În 2019. Ușor, cu pianul pe scări. Ținte bine. Și... Și un ai test. Ia o frate. 5 km. Vine-mi la Audi. Și 700 metri facem stânga. Da, da, da. Mercedes-Benz. Eu nu știu pe care poartă trebuie să intrăm, că... La poarta ce scrie acolo? Poarta ce? Poarta ce, intrarea, da. Am băgat în telefon că am văzut acolo pe satelit Google Maps, că am văzut că o parcare de camioane și bănuiesc că acolo trebuie să ajungem să ne înregistrăm, știi? Și am băgat și ne duce acolo direct ăsta, telefonul. Da, 270 facem stânga, zice. Da, da, aici. Știu, pe aici e fabrica. Da. Eu vreau să fac altă șmecherie. Zi. Dacă nu ne bagă pe primul drum la stânga, să nu ne bage, o iau pe un drum și îți explic și din ce cauza o iau pe drumul ăla. Fiindcă stă garda aici mereu, pe strada asta, unde e, dacă ne bagă ăsta pe aici. Stă ăștia de la BG. Îi auzi. Dacă ne bagă la stânga aici, nu e bine. În 650 de metri ne bagă stânga. Nu e bine dacă ne bagă stânga. În kilometru 200 înainte. Ăla ne bagă în față. Nu e bine. De camion. Mergem după camion. Mergem după camion, lasă-l pe stradă de telefon. Nu ne bagă la stânga. Dar la fabrică, la Audi? Da. Acolo mergem, în parcare, că acolo trebuie să fie sigur, da, birou, să ne registrăm. Exact. Audi, frățioare. Pe drumul ăsta. Aici, nu? Da, da, da. Drumul ăsta drept. Și strada asta toată stă în Baiagheu, că toți fraierii pe aici vin. Uite aici. Asta. Drumul proiectat avem aici. Turcia, asta e stânga. Da, da, da. Exact pe aici trebuie să intrăm. Exact. Și noi, da. Și am găsit-o. Eu acum bag aici și de aici ne spune unde să mergem. Uite aici, da. Oprește pe unul aici, frumos. Aici opream zi de zi. Elegant. Da. Și mergem la birou. Gata. Gata, ne-am înregistrat. Am făcut aici buletin pentru o zi. Ausweis, mergem înăuntru. Și ne apucăm de treabă. Pe Bebe deja l-au recunoscut că era baza de date. Recidivist aici de la altă firmă, pe unde a mai fost el șofer. La Hero. Cum? Hero se numește? Hero, da. Hero. Bun. Bun, Bebe, am terminat aici. Asta zici că o dăm înapoi? La portar, da. La portar aici. Eu dau 100 la înapoi. Am stat în jur de o oră, super tare. Aici la Audi a mers foarte repede treaba. Am încărcat aici, am descărcat de fapt aici într-o hală. Am încărcat Lergud. Oameni de treabă.
tovarășii lui Nicolae, lui Bebe, știe că dacă a stat aici și a lucrat aici, veneai cam în fiecare zi pe aici? Zi de zi. Deci ești ca de la tine acasă aici. Ia uite, frate. De două ori pe zi. Frumos. Credeai că o să mai vii pe aici? Nu, niciodată. Ca să vezi cum e soarta. Danke schön, ciao. Gata, tata, mergem înapoi la 6, direcția Ulm. Deci de aici avem 200 și un pic de kilometri, 200, nu, 168 de kilometri, 2 ore 25. Mergem la Ulm, la un magazin de piese auto sau service auto, ceva de genul, să luăm o piesă pentru o semiremorcă. Cât e ceasul, Bebe? Că nu m-am pe la mine niciun ceas, telefonul filmează. Se vede? 9 și 25. Oh, super tare, e bine. E bine, am plecat la 3:30, exact de 6 ore aproape. Am terminat. Normal mă aveam 4 ore până acasă, 4 ore și un pic. Nu e totul chiar așa de rău. E ok. Mișto zona pe aici, frate, unde ai stat tu? Da, Audi a scumpit zona asta. Da? Nu era scumpă până să vine aici. Când a venit ei, gata. Auzi, ziceai că ai lucrat la firma aia, cum se numea firma aia? Just. Just. Că da. Tot intrau camioanele alea verzi acolo. Da. De culoare verde. Și cât aveai salariul la firma aia? 1900. Acolo? 1900? 6 luni am stat la ei, am fost obligat să stau la ei 6 luni. 1900 aici în, da, în Heilbrunn? Da, care toți aici plătesc 2500. Păi de ce, frate, plătea atât de mult, de puțin? Păi fiindcă m-am înțeles la un program de la 6 la 2 și de la 2 la 10 și îmi convenea să fiu liber, să am, să rezolv, okay, treburile, da. Și mi-a zis că îmi dă o cursă foarte mică, până la 12 termin. Și după a fost asta ceva timp, vreo lună zile. Și după aia mi-a dat curse mari. Din ce în ce mi-a mărit. A uitat ce ți-a promis, da, da, se mai întâmplă. Da. Și când terminam la 12, îmi punea jumătate de zi. Mamă, frate, ce patron. Da. L-ai găsit ca lumea, l-ai căutat mult. Da. După ce am plecat eu. Ce vorbești? De iulie, după ce am plecat eu, în august i-a dat demisia 7 șoferi odată. Mamă. Da. Dai seama, am stat pentru concedii, știi? Pentru, până august, pe banii ăia, frate, da. Cine să vină să lucreze, da. Pe 1900? Exact. Aici în Heilbrunn e totul scump, chiriile scumpe. Da. Păi pe banii ăștia nici în ploaie nu să. Dădeam 1100 la chirie. Mai de ca, deci mai veneai cu bani de acasă, ca cu bani de acasă, da. A fost la gunoi 2800, frate, pe lună. Oh, da. Acolo, da. Acolo se merita. Acolo, da. Și eram până la ei firma, nu eram angajat, da, direct, da, la ei. Noi, da. Și dacă erai direct la ei, luai și mai mult, 3.000 și un pic, 3.000 jumate, cam așa. 3.000 jumate fără probleme. Da, da. Cu weekend-uri, care dacă făceai sâmbăta, bine. Câștigai mai bine. Și gata, frate, îi trebuie autostradă pe A6 spre Würzburg, Stuttgart. Ca Barosani. Cius, Heilbrunn, mai venim pe aici, că ne-a plăcut. Da. Poate mai venim, cine știe. Da. Eu stăteam aici 6 km, drept înainte. Mișto. Da. Mi-a furat roțile la BMW aici, mi-a lăsat-o pe pietre. Ce ai, mă, frate? Da. Și unde crezi că era? Unde era parcată mașina? Lângă țol. Acolo stăteam. Deci era garajul la țol, în stânga mea, și în dreapta era biroul lui, și era Mirjul cu o vilă. Ia, păi ei ți-au furat, mă, ei ți-au furat cauciucul. Cine, ia de la țol? Da, dă, îi pare avea de bolagii. Da, fii le-a furat sâmbătă, noapte, spre duminică dimineață, și eu le-am văzut numai duminică seara, că n-am ieșit afară din casă. Și când ies, văd mașina ridicată. Bă, ce mașina ridicată? Toate patru, nu? Toate patru, frate. Mai de capul meu. Da. Da, ia uși tu, bă, fratele, bă, ce fură ăștia pe aici. Da, frate, da, știi ce roți aveam? Din alea și a ieșit să păi afară. Dacă ți l-au furat, înseamnă că erau de valoare, nu, deci, se băgau, deci, la de alea de 50. Auzi, mașina nu era valoare, cât era roțile. Mamă. Îți dai seama. Da. La ploaie nu se fură nicio roată, dacă îți fură mașina cu totul. Da. Și auzi, vis-a-vis de mine era un service de ăsta turcesc, știi? Și vine un băiat tânăr așa la mine și ce e? Uite, mi-a furat roțile, zic, azi noapte așa. Asta era luna, știi? Zic, uite, așa. Dar ce, nu e problemă, mie mi-a furat un Q7 din Bad Friedrich. Așa. Și nu mai l-am găsit. Ma. Dar în noaptea aia, când mi-a luat mie roțile, uite coada care am trecut noi mai devreme. O te ștautat. Da. Ștautat. Ne-a arătat navigatorul. 5 minute, zice ăsta. E bine. Da, da, da. Uite, embarcațiun pe aici. Da, da, da. Păi ăsta e râu Neckar. Mișto. Da, să vezi, era în spatele casei la mine, unde am stat în Mosbach. Uite, era... Podgorii de Vie acolo în dreapta. Da, da. Ce tare. Păi aici Mosbachul ăsta e cu asta, cu Vie. Zona cu dealul.
Ce tare, frate. Am luat-o pe aici pe Națională să evităm ștaua, că era ștau pe autostradă și știe pe aici pe un drum mai scurt spre Ulm. De vreo 5 km. Și de vreo 5 km plus 5 și plus 5. Aolo, ai văzut cine e la volan? Nu. O gagică. Părul lung, galben, da. Să nu zic o blondă, că așa. Să nu vreau să fac pe nimeni gelos sau geloasă. Uite și tu vorbești la telefon. Nu pot, hai să mai am bagat. Nu mai pot, am vrut. Nu mai pot. Ia uite, frate, cine era cu... Da, mă, și vorbește la telefon. Excavatorul ăsta, șmecher. Lasă că e bine, că ajunge până de seară la Ulm. Nici o problemă. Eram trecut pe autostrada, cărbuneam acolo. De unde să știm, frate, n-ai văzut că erau 3 km de ștau? Am prins vreo 5 pe partea asta. Lasă că e bine. Acum să văd în față dacă nu vine nimic. Ia uite, frate, ce treabă are gagica. Nici o treabă. Bebe pe aici, să văd, nu mai știu cum se numește orașul ăsta, dar e frumos, uite, au și pizza, au și cartofi. Istel. Omeț, mamă, super tare, ia uite. Ia oprește, bine, să iau o cafea, să mor, dacă nu, pe bune. Ia uite, trecem pe aici și îmi iau o cafea. Pa, ce aș bea o cafea să mor. Mișto, mișto, orășelul. Spania. Spania. Hermano. A, uite camera în față. Blița. Da, frate, o știu. Ți-am spus că e... Zona 30. E minat, e minat, da. Terenul pe aici, da. Da. Super tare, zona. Dacă o luam pe autostradă, chiar mă plictisem. Mamă, ce mișto e parcarea asta făcută. Da, mare. Este restaurant, da, ce mișto e. Mersi. Super tare. Uite și McDonald's. Ce mă avem pe aici, mai filme șmechere, filme frumoase. Mai parcări pe aici. Aici e aeroportul. Da? Da, 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 da. Nu, frate, nu vedeți noi un avion ceva? Uite avionul acolo pe dreapta. Uite, gata, ce da, da, vezi? Da. Uite-le. Ține așa că mai sunt în partea asta. Dar nu decolează niciunul, nu aterizează niciunul. Nimic la ora asta. Ia, vezi aici de alea micuțe? E aici. Mamă, da. Mele. Vreau să merg pe aici, în Germania, uite pe asta. Uite, unul pleacă cu decolează acum. De la mare. Eurowings, da. Mai avem 2 ore și ajungem acasă, undeva pe la ora 6. Mai trebuie să băgăm o torină, deci 6:30. Am plecat la 3:30, ce înseamnă 15 ore, da. 3:30, da, exact. Ce să zic, n-a fost rău. Am stat și în ștau, a fost ștau, ca așa e acolo pe la Stuttgart. Trebuia să ne ducem până la Ulm să luăm un pachet și am fost o jumătate de oră și ne-am întors din drum, că l-a luat alt coleg.
Și asta e. Bebe, cum ești? Ești bine? Cum te simți? Mă simt fresh. Abia aștept să ajung acasă. Și eu la fel, da. E obositor, da. Cu echipaj. Treziți la 2:30 dimineața. Este greu, frate. Șoferia asta nu e chiar așa de ușoară cum crede lumea. E frumoasă, într-adevăr, dar e și obositoare câteodată. Dar ce să facem? E bine că e weekend, astăzi este vineri, suntem liberi 2 zile, luni încep tocmai la ora 3, munca după amiază. Tot la fel, la 3. Așa, tot la 3-4. Da. Și partea bună este că astăzi vineri, 13 septembrie, am luat bani. A intrat bun. A intrat cașcavalul. E cea mai fericită zi din toată luna. Astăzi am muncit pe bani. Exact, pe bani și chiar pe bani. Chiar pe bani. Ilie, n-ai vrut să vii cu noi în aventura de azi? Cu Ilie am mai fost pe aici pe tura asta când am fost cu el la Mercedes. Am fost și cu un băiat din Hunedoara, Alex, tot așa în echipaj. Tot pe aici pe unde am fost cu tine astăzi. Bine, nu, Heilbronn acolo n-am fost niciodată. La tine acasă acolo, la Bebe, mi-a arătat tot orașul. N-am mai filmat, că n-am mai apucat să mai filmez. Mi-a arătat pe unde a stat el. Unde a rămas fără roți? Pe unde au furat bagabonții roțile de la mașină, pe unde a lucrat pe la firmele lui. Frumos, da, să ai amintiri așa plăcute când treci pe acolo. Bine, Bebe, ce să zic, mi-a făcut plăcere ca de fiecare dată să lucrez cu tine. Mai bine, numai bine. Doamne ajută, sănătate. V-am salutat.